coastă mai făcă. Asta-i sârba bătrânească de la noi, bătrânească legănată, măi mă, de la cei bătrâni lăsată mai plăcă. Sârba vechi de dimuntă, măi mă, mult mi-e dragă să vă cântă mai plăcă. La cimișlia mai plăcă, oamenii știu omenia, haideți mă, din Bricela Vulcănește, măi mă, numai oameni buni găsești, hai mai plăcă. Dar de la Vălț până la Comărată, măi mă, tot de oameni buni am dat, hai plăcă. Slobozia stă la masă omenia. Faciți roata, roată mare, măi plăcă, să intri în joc fiecare mai divo, că jocul și cânteculă, măi mă, îți aline sufletul, măi plăcă. Și voia bună, măi, măi, de prin sate ne adună, haideți, măi. Ne adună, ne punește, cine joacă-n tinelește. Jucați tinerei și voi, hai, măi, plăcă, bătrânească de la noi, ia, haideți, măi. Orine, nu le uitați, măi, mă, ca și noi să le păstrați, măi, plăcă. Cine joacă o bătrânească, măi, măi, cu noroc să tot trăiască, haideți, mă. La mulți ani să ne trăiască sârba noastră strămoșească, sârba care ne adună cu tot neamul împreună, la joc și la voie bună. Orchestra municipală condusă de frații Vitalei și Vasile Advahov și, bineînțeles, maestrul Mihai Ciobanu, vinovatul din această seară, așa cum se spune în popor, care a invitat în această seară minunată la acest concert jubiliar de 60 de ani cei mai buni prieteni, colegii de breaslă. La mulți ani, maestre! Mulțumesc! Să aveți mult parte, în primul rând, de multă sănătate și melodii frumoase, pentru că asta știți să faceți cel mai bine, de ani buni. Dăruiți multă dragoste și multă alinare prin intermediul melodiilor dumneavoastră. La mulți ani și numai bine! Mulțumesc mult! Sunt fericit să văd atâta lume, să ne vadă atâta lume. Sunt mândru că mă aflu în mijlocul acestor tineri frumoși și talentați. Domnule Ciobanu, dar dacă ar fi să întoarceți anii filă cu filă din calendarul vieții, ce ați vedea acolo? Aș vedea aceleși nepoțele care le am, cele mai frumoase din lume, aceiași copii care am, aceiași nevastă, aceiași lume bună care este, așa precum sunteți dumneavoastră cei care iubiți cânticul popular. Doar astfel de răspuns ar putea fi dat un adevărat tată, un soț foarte grijuliu, un părinte iubitor și un bunel care își iubește nespus de mult nepoțelele. Dragi prieteni, în această seară frumoasă aici în studiul 2 al televiziunii, dar și la Radio Moldova, va avea loc un spectacol minunat, un spectacol dedicat celui mai mare artist al muzicii populare de la noi, Mihai Ciobanu, maestrul, cel care face inima să vibreze și cântecul ca să fie auzit și să ajungă la inimile tuturor. Așadar, încă o dată, la mulți ani, multă sănătate și să înceapă seara cu bine! Mulțumesc! Mulțumesc. Thank you.
măicuță pe fața ta. Luminează lacrima, of măicuță, ca roa pe-o floricea. Roa soarele o bea, lacrima te frige grea. Of, măicuță, că-i tare mult dor în ea. Mamă, măiculiță, măiculița mea, copiii departe sunt, la alt capăt de pământ. Of, măicuță, și îi vezi numai în gând. Ai vrea să-i visezi măcar, vin tare rar. Of, măicuță, ai pe suflet mult amar. Mamă, măiculiță, măiculița mea, măicuță, de-ar fi să strângi lacrimile ce le plângi. Of, măicuță, ai face trei mări adânci, trei mări și pline de dor. Of, măicuță, de dorul copiilor. Mamă, măiculiță, măiculița mea, măicuță, ce mult ai vrea să te faci o păsărea. Of, măicuță, la copii să poți zbura și să te că tare departe sunt, la alt capăt de pământ. Of, măicuță, și te văd numai în gând. Mamă, măiculița mea.
neamurele, trai la 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 la, dragi mi-s neamurile mele, trai la 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 la, busui eu cu rămurele, trai la 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 la, dragi mi-s neamurile mele, trai la 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 la, mamă, tată, soră, frate, trai la 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 la, și mai am niște nepoate, trai la 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 la, verișor și verișoare. Trai la 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 la, din el fac parti și eu, trai la 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 la, dragă mi din neamul meu, trai la 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 la, din el fac parti și eu, trai la 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 la, când mi dor și când mi jele, trai la 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 la, neamul meu îmi dă putere, trai la 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 la. Dimineață, trai la 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 la, uite așa aș vrea o viață, trai la 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 la, zi bună de dimineață, trai la 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 la, uite așa aș vrea o viață, trai la 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 la, drag mi ziua până în seară, trai la 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 la, de-ar ține un an și-o vară, trai la 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 la, că nici viața nu-i amară, trai la 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 la, când ai neamul grămăjoară, trai la 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 la. Atmosferă minunată aici în studiul 2 al Televiziunii Naționale. Mihai Ciobanu și-a invitat prietenii la acest spectacol minunat. Cei radioascultătorii ne pot asculta în aceste clipe. De asemenea, moldovenii care sunt plecați peste hotare și vor să fie parte aceste sărbători pot accesa pagina www.trm.md. Domnule Ciobanu, în această seară veți primi foarte multe cuvinte de laudă, vor veni cuvinte de mulțumire în adresa dumneavoastră. În aceste clipe vreau ca să-l invit alături de noi pe Mihai Șleachtițchi, consilier prezidențial pentru cultură, învățământ și știință, care are și dumnealui o surpriză pentru dumneavoastră. Da. Iubite maestre Mihai Ciobanu, doamnelor și domnilor, onorat auditoriu, dragi telespectatori, excelența sa, domnul Nicolae Timofte, președinte al Republicii Moldova, apreciază foarte înalt activitatea distinsului om de cultură, Mihai Ciobanu. Convingerea domnului președinte este că, prin tot ce face, domnul Mihai Ciobanu contribuie în mod substanțial la dezvoltarea culturii naționale. Portind la acest fapt și luând în considerare că mâine distinsul interpret de muzică populară, Mihai Ciobanu, împlinește frumoasa vârstă de 60 de ani, domnul președinte Nicolae Timofte a semnat astăzi un decret. Cu o deosebită plăcere voi da citire acestui document. Președintele Republicii Moldova decretează articol unic. Pentru merite deosebite în dezvoltarea artei muzicale, contribuție substanțială la promovarea tezaurului folcloric național și activitate de creație prodigioasă, domnul Mihail Ciobanu, interpret de muzică populară, îi se conferă Ordinul Republicii. Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofte, Chișinău, 19 februarie 2013. Felicitări, domnule Ciobanu! Până la 100 de ani, casa dumneavoastră cu siguranță va fi plină de trofei și premii, dar cel mai mare trofeu cu siguranță va veni de partea publicului, a prietenilor, a colegilor de breaslă, a celor care au venit în această seară să fie alături de dumneavoastră. Mulți ani! Poți să-i încredințezi nevestei florile astea?
Da, puteți să le punem aici. Da. Aici, da? Ei, dar dacă m-am pornit... Vă mulțumesc mult! La mulți ani și să ne bucurăm împreună de această muzică care face inima să vibreze în ritm de dans! Și curați ca lacrima, așa mi-au fost anii de cândva. Cei de azi cu de toate, da, mă rog de sănătate, anii cei mai dragi din viața mea. Anii mei ca niște flori, toți am lăsat fetelor, anii mei frumoși ca dragostea. Doamne, bine-i că sunt sănătos, că mai vine-n prag și om frumos. Cu o vorbă și un păhăruț, anii trec și noi mai uiți, anii cei mai dragi din viața mea. Cu o vorbă și un păhăruț, anii trec și noi mai uiți, anii mei frumoși ca dragostea. Doamne, bine-i că mi-ai dat copii, mai vin ei cu niște bucurii. Fericită-s plină-i casa, cu nepoți frumoasă-i viața, anii cei mai dragi din viața mea. Fericită-s plină-i casa, cu nepoți frumoasă-i viața, anii mei frumoși ca dragostea. Voi tot cânta așa mereu, lângă voi și bunul Dumnezeu. De n-aș putea să doinesc, cine ar ști că mai trăiesc anii cei mai dragi din viața mea. Și de nu puteam cânta, lumea de mult mă uita, anii mei frumoși ca dragostea. Anii mei ca niște flori, toți am lăsat fetelor, anii mei frumoși ca dragostea. Anii care mi-au rămas, la nevastă am să-i las, anii cei mai dragi din viața mea. Pe bună dreptate, cântecele interpretate de Mihai Ciobanu sunt ca un balzam pentru suflet. Odată ce le-ai ascultat, nu poți ca să nu le îndrăgești. La mulți ani încă o dată. Mulțumesc! Și acum vreau să invit o mare doamnă a muzicii populare, care e și dumneavoastră ei parte a acestei sărbători, o colegă de scenă, Zinaida Julea, însoțită de fiica Zinuța. Asta e fata mamei. Doamna Zinaida, sunteți... Prind eu a vorbi sau mă provoci? Sunteți prieteni foarte buni cu domnul Mihai Ciobanu. Mihai, dragă, eu cred că mai mult mă bucur ca tine că, în sfârșit, hai și tu Ordinul Republicii, pentru că l-ai meritat de ani și ani, l-ai meritat pe așa. Să fii sănătos, ai atâtea cântece la activ, toate frumoase. Și ești atât de harnic, ai atâta forță de muncă. Ești perseverent,
cât îți urmăresc activitatea de ani și ani de zile, dragul meu, și pe ce să-ți doresc eu? Sănătate. Sănătate și vreau să mai spun tuturor, poate nu cunoașteți cu toții, când ați fost la toate concertele în care am cântat împreună cu Mihai. Deci, poate din toți cântăreții din Moldova, cele mai multe concerte le-am cântat avându-l pe Mihai alături. El pe mine, eu pe el alături. Așa-i, Mihai? Așa da. Este. Cele mai multe concerte. Suntem niște colegi foarte buni. Mihai, încă o dată, felicitările mele, dragul meu. Ani de viață lungă, toți sănătoși. Și fericiți, bineînțeles, alături de soția ta, care te iubește atât de mult și la care ții și tu foarte, foarte mult. Asta o știe toată lumea, toți cei care te iubesc. Nu mai știu ce spun, e vorba de emisie indirect, eu înțeleg. Facem economie de timp, sănătate multă. Mulțumesc. Eu cred că îți pui și un păhărel la zor mâinii când îți spui. Vedem, neapărat, vedem, pentru toată lumea, da. Pentru toată Moldova. Zinaida Julea, pentru toți cei bate care doba, ne ascultă. Bate! E cerul un alt cu mii de steli și pământul între cu tătișeli. Și mi-e dragă câte-i lumea coră care-o cânt acum, astă coră care-o cânt acum. Ia la 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 la, drag, e cerul un alt cu mii de steli și pământul între cu tătișeli. Și mi-e dragă câte-i lumea coră care-o cânt acum, astă coră care-o cânt acum. Da, i-a pus doma, bati, bati, tără, dar pintet în lumea largă, n-am văzut nici când vrăcioară albă. Și nici om cu mintea întreagă, să nu-i și ihora dragă, să nu-i și ihora noastră dragă. Tai la 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 la, am umblat pintet în lumea largă, n-am văzut nici când vrăcioară albă. Și nici om cu mintea întreagă, să nu-i și ihora dragă, să nu-i și ihora noastră dragă. Dai auzi doba, pati, pati, tare, dan, tam, tare, dar, 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 na, cazul la o parte tare, dar, dar, shorty tan and I'm tan 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 tan. Hai la joc, e sărbătoare, mă! Ani zile cânt o șeșire, chiar și celor care nu vor ghine. Eu le cânt să-i îmblânzesc, e mai tare să răiesc, da, e și mai tare să răiesc. Nițele cânt cu oșeșine, chiar și celor care nu vor ghine. Eu le cânt să-i îmblânzesc, e mai tare să răiesc, da, e și mai tare să răiesc, mă. Ai auzi doba, bati, bati, tare, dam, tam, tare, dar, 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 na, cazul la o parte, tare, dar, 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 grija ca cu închișoare, tare, dam, tam, tare, dar, dar, hai la joc, e sărbătoare, mă. Thank you.
băiețelul meu, vreau să-ți cânt ceva și eu, mă. Mama inimioara mea, vreau să-ți cânt și eu ceva, mă. Mama sufletelul meu, vreau să-ți cânt ceva și eu, mă. Mama mea rază de soare, cum să-ți mulțumesc eu oare? Pentru zilele muncite și nopțile nedormite. Mama rază de lumină, cu inima ca o pâine. Mama lacrimă curată, tu ești una în lumea toată. Mama rază de lumină, cu inima ca o pâine. Mama lacrimă curată, tu ești una în lumea toată. Mamă, ce gândești când așa lung mă privești, mă? Spune, mamă, de ce plângi când la pieptul tău mă strângi, mă? Spune, mamă, ce gândești când așa lung mă privești, mă? Spune, mamă, de ce plângi când la pieptul tău mă strângi, mă? Mama mea rază de soare, cum să-ți mulțumesc eu oare? Pentru zilele muncite și nopțile nedormite. Mama mea rază de soare, cum să-ți mulțumesc eu oare? Pentru zilele muncite și nopțile Zinaida Julia și Zinica Julia, acompaniată de orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasilia Advacov. Seara continuă și îl invit acum alături de noi pe unul din cei mai apreciați tenori din toată lumea, aplaudat pe cele mai mari scene de operă. Este vorba de maestrul Mihai Munteanu, acel care spune că e copleșit de emoții și de lacrimi atunci când ascultă Busuiocul Necremator, Casa Părintească Nu Se Vinde. Eu cred și sunt ferm convins că Mihai, prietenul meu, prietenul nostru, este intelectualul cânticului nostru popular. Așa de inteligent cum ne l-aduce cântecul Mihai, mai rar. Eu vreau să vă spun sincer că multe lucruri am învățat de la dânsul care le întrebuințez în operă. Și mă bucur, e spus de mult, că este apreciat, înalt, a primit Ordinul Republicii, felicitările mele. Dar îl cunosc pe Mihai de mulți zeci de ani, dar cel mai mult îmi place când Mihai cântă să mă uit la Valentina, la soția lui. Uh,
Să vă uitați la Mihai în zara asta, să nu vă uitați toți la Valentina, dar să vedeți că ea cântă toate cânticele lui. El le știe extraordinar de bine. Eu nu știu dacă soția mea știe operele pe care eu le cânt. Bravo, Valentina și Mihai, la mulți ani! Și vă cânt și eu ceva, să-mi cânt scobzară, cu frumoșii adbachi. Artistul poporului Mihai Munteanu, unul dintre cei mai apreciați tenori din lume. Scobzar bătrân ceva, să-mi cânti ce știi mai bine, că vin ți-oi da și bani ți-oi da și haina de pe mine, că vin ți-oi da și bani ți-oi da și haina. Scobzar bătrân ceva, să-mi cânt și din chitare, că doar s-o isprăvi cândva o viață atât de mare, că doar s-o isprăvi cândva o viață atât. Lăsați-mă lângă pahar, de viață nici nu-mi pasă, eu sunt copilul nimănui și n-am nici bani, nici casă, eu sunt copilul nimănui și n-am casă. Lăsați-mă în fund să stau în crâșma întunecată, să beau, să plâng și-apoi să cânt pe ce-am iubit o fată. Să beau, să plâng și-apoi ce-am iubit o fată. Mihai Munteanu, artist celebru care, potrivit unui ziar german, posede vocea unui tigru regal. Dragi prieteni, în această seară, la acest concert jubiliar, se va cânta, se va dansa, se vor depăna în amintiri și nu în ultimul rând vor fi prezentate și două videoclipuri pe care maestrul Mihai Ciobanu le aduce în dar tuturor celor care trăiesc prin muzica populară. Primul videoclip ne va duce în copilăria lui Mihai Ciobanu, acolo la casa părintească, în familie numeroasă cu 11 copii, acolo unde se cânta mereu, unde mama cânta la bine și la greu. Și acolo unde Mihai Ciobanu a îndrăgit cântecul popular. Să urmărim videoclipul. Thank you.
tu copilărie, verde împărăție, nu te voi uita câte zile voi avea, lume dragă, cu părinți frumoși, cu bunici sfătoși, cu surori și frați într-un suflet adunați. Mă gândesc la ei, la cei dragi ai mei, și-i văd în oglinda ta de dor, tu copilărie, rămâi veșnic vie, bucuria amintirilor. Inimă frumoasă, 7 ani de acasă, sunt averea mea și sunt om bogat cu ea, lume dragă, jocuri de copii, mii de bucurii, tainice visări, toate parcă au fost mai ieri. Ce frumoasă ești, iarna cu povești, toamna cu parfumul merelor, tu copilărie, rămâi veșnic vie, bucuria amintirilor. Astăzi, Doamne Sfinte, sunt și eu părinte. La copii te rog, dă-le, Doamne, mult noroc, lume dragă, dă-le suflet blând și lumină în gând, cuvânt înțelept și o viață trăită drept. Știe inima, știe numai ea, anii nu se-ntorc din drumul lor, tu copilărie, rămâi veșnic vie, bucuria amintirilor. Inimă frumoasă, 7 ani de acasă, mulțumesc cu drag părinților, tu copilărie, rămâi veșnic vie, bucuria amintirilor. Copilărie, parcă ai fost mai ieri, o melodie scrisă pe versurile lui Vasilia Romanciuc, cel care este prezent în această seară la acest concert jubiliar. Copilărie, parcă ai fost mai ieri, nu e așa, domn Ciobanu? Adevărat. Parcă a fost mai ieri, dar nici acum nu-s bătrân. Bineînțeles. Mihai Ciobanu este omul care întotdeauna a pus pe prim plan familia. Cu ea se mândrește, acolo se simte cel mai bine, cu familia merge în lume
Și pe bună dreptate chiar are cu ce se mândri, pentru că fiul Mihăiță i-a urmat calea, este un violonist celebru, acum locuiește foarte departe peste ocean, tocmai în Canada, dar se bucură de succese acolo. Și fiica Victorița este acum în Portugalia, nepoțica Alexandrina, care și ea a îndrăgit muzica și cântă la pian. Domnule Ciobanu, știu că vă este dor de ei. Noi acum avem o felicitare din partea copiilor dumneavoastră, de la feciorul Mihăiță din Canada și de la fiica Victorița din Portugalia, să urmărim felicitarea. De când mă țin minte, în casa noastră întotdeauna a răsunat muzică populară și clasică. Trei membri din familia noastră sunt muzicieni de profesie, tată, mama și fratele meu Mihai. Am studiat și eu pianul, dar mi-am ales altă cale în viață. Însă fiica mea, Alexandrina, continuă dinastia muzicienilor. Ea studiază pianul și știu că părinții mei sunt foarte mândri de succesele nepoatei. Eu am plecat foarte devreme din casa părintească, dar am luat cu mine adevărate lecții de omenie și de educație care mi-au dat părinții mei. Le mulțumesc mult, fiindcă mi-au prins bine în viață. Cu părere de rău, acum sunt departe de casă și, desigur, mi-e dor de părinți de rude, dar cu gândul sunt mereu alături de ei. Urmăresc cu multă atenție orice apariție a lui tătic în scenă și mă mândresc cu succesele lui. Știu că toate cântecele lui tăticu sunt îndrăgite și așteptate oriunde. Și aici, în Portugalia, el este cel mai iubit și îndrăgit interpret. Acum, în pragul jubileului de 60 de ani, familia mea îi urează lui tătic multă, multă sănătate, fiecare zi pentru el să fie o bucurie. Îl iubim și îi doresc să se mândrească cu nepoțelele lui și să fie alături de mămica mulți ani înainte. Bunicul meu drag, îți trimit un mesaj de la mulți ani cu multă dragoste. Îți urez o zi de naștere fericită. Un sărut de la nepoata Alexandrina. Chiar dacă ne desparte un ocean, să știi că noi tot timpul suntem lângă tine. Te simțim tot timpul aproape și ne aducem aminte tot timpul de sfatul tău. Să prețuim tot ce avem mai scump și avem lângă noi. Asta este viața noastră și este mândria noastră. Familia, îți urăm tot binele, dragostea admiratorilor care suntem convinși că o ai. La cei 60 de ani, noi îți mai facem o surpriză, vei deveni a treia oară bunel. Deci, oricum, lucrăm asupra, am și eu un nepoțel când care l-ai făcut. Te respectăm foarte mult, enorm. Și de asemenea, aș dori, tata, să-ți spun că pentru mine, dumneavoastră, aveți doar 25 de ani și experiență de 35 de ani. Deci, mulți ani înainte, vă dorim multă, multă, multă sănătate și să aveți succese cele mai mari și multe în toate realizările pe care le faceți și le zămăsliți. Au fost copiii dumneavoastră din Canada și din Portugalia. Știu că acum au fost, dar ei au greșit vârsta mea, pentru că eu nu am 60 de ani. Am de două ori cât 30. Este cel mai bine așa. De când nu ați mai văzut copiii? Păi copiii de ieri noi am văzut, că pe Skype-urile astea poți să faci anunț și cu mătrii. Posibilitățile în ziua de astăzi sunt enorme. Dar pe lângă faptul că Mihai Ciobanu se mândrește cu familia sa, cu copiii săi, cu soția, grijulie, domnul Mihai Ciobanu mai are și o colecție impresionantă de albume și foarte puțini interpreți de muzică populară de la noi se pot bucura de atâta melodii adunate în albume. Aproximativ câte numără? Eu nu prea știu a număra bine, dar... În jur de 30, nu e asta așa. Principal, cât... E important să bucure sufletele oamenilor și asta e. Noi știm că dumneavoastră sunteți modest, dar colegii mei au fost la dumneavoastră acasă și au filmat această colecție și vă propunem ca să o urmărim cu toții acum. Muzica.
peste 300 de melodii adunate în aproape 30 de albume, iar în această seară mai avem o lansare. E vorba de un CD cu un titlu sugestiv, Rugă pentru noi. Autorul versurilor este poetul Vasile Romanciuc, supranumit purtătorul de cuvânt al tăcerii. Bună seara și bine ați venit la această seară. Bună seara, bine v-am găsit. Domnule Romanciuc, cum e să scrieți pentru Mihai Ciobanu? Este și simplu și greu în același timp, pentru că Mihai este un om foarte exigent, un artist foarte exigent. Dar mă bucur foarte mult că a apărut acest CD. Cred că în el sunt câțiva din anii noștri cei mai dragi, ani de osteneală plăcută, ani de prietenie frumoasă. Este pretențios, domnul Ciobanu, la text? Da, după cum vedeți, repertoriul lui include doar cântece de foarte bună calitate. Are multe, multe cântece, are multe colaborări frumoase cu poeții noștri, cu compozitorii noștri. Cântece care nu se uită. Colaborarea dumneavoastră când a început? A început de mult, nici nu pot să vă spun exact, îl cunosc pe Mihai de foarte, foarte mult timp și îi prețuiesc foarte mult talentul, cred că Dumnezeu i-a dat talent cu carul, dar în mod deosebit prețuiesc faptul că Mihai chiar de la începutul carierei sale a înțeles un lucru esențial, că talentul este o floare rară care pentru a nu se ofili, pentru a se păstra mereu proaspătă, curată, frumoasă, trebuie stropită nu cu apă, ci cu sudarea frunții. Mihai face lucrul acesta de o viață și îl face foarte bine. Sunt niște cuvinte minunate pe care doar un poet adevărat poate să le spună. Vasile Romanciuc. Îi doresc lui Mihai multă, multă sănătate, la mulți ani și sper colaborarea noastră va fi de lungă durată. Dragă Mihai, te îmbrățișez, prățește. Ne convingem de fiecare dată că Mihai Ciobanu este un mare artist care știe foarte bine să-și aleagă repertoriul. Are un repertoriu foarte bogat și variat. El cântă muzică populară, cântă melodii patriotice, romanțe, tango și acum chiar vrem să-l ascultăm din nou pe maestrul Mihai Ciobanu cu un tango minunat. Nu porți coroană împărătească, nici ceptru greu de aur nu. Iubire, dar și fără ele, tu ești stăpâna lumii tu. Iubire, dar și fără ele, tu ești stăpâna lumii tu. Ești cea mai pașnică putere, împarți lumină la martiri și aperi omenia lumii cu asta ta de trandafir. Și aperi omenia lumii cu asta ta de trandafir. Nu ai în limba ta cuvinte care ar putea striga porunci. În limba ta orice vocală e dulce leagăn pentru prunci. În limba ta orice vocală e dulce leagăn pentru prunci. Ești cea mai pașnică putere, împarți lumină la martiri și aferi omenia lumii cu astea ta de trandafiri.
și aperi omenia lumii cu astea ta de trandafir. Doar la o șoaptă ta se întoarce steaua căzută iar încet. Tu ești lui Beethoven auzul, tu ești vederea lui Homer. Tu ești lui Beethoven auzul, tu ești vederea lui Homer. Ești cea mai pașnică putere, împarți lumină la martiri și aperi omenia lumii cu astea ta de trandafir. Și aperi omenia lumii cu astea ta de trandafir. Nu poți coroana împărătească, nici sceptru greu de aur, nu. Iubire, dar și fără ele, tu ești stăpâna lumii, tu. Iubire, dar și fără ele, tu ești stăpâna lumii, tu. Ești cea mai pașnică putere, împarți lumină la martiri și aperi omenia lumii cu astea ta de trandafiri. Și aperi omenia lumii cu astea ta de trandafir. Aplauze pentru Mihai Ciobanu și mulțumim foarte mult dansatorilor de la Just Friends, coregraf Iurie Munteanu. Alături de mine sunt doi oameni care îi apreciază munca lui Mihai Munteanu, e vorba de jurnalistul Constantin Tănase, bună seara și bine ați venit la noi, și președintele Uniunii Muzicienilor din Republica Moldova, Aurelian Dănilă, bună seara și bine ați venit la noi. Bună seara. Domnule Tănase, dumneavoastră în 2006 ați dat dovadă de un act de curaj atunci când ați publicat un articol și l-ați intitulat Basarabenie lui Mihai Ciobanu, exprimându-vă pe atunci admirația față de această voce de aur a Basarabiei. Mai susțineți acum această afirmație? Eu am mai multe motive să-mi fie drag Mihai Ciobanu. În primul rând, suntem pământeni, dumneavoastră de la Bujor, la nemțeni, ne despart numai o pădure cu muri. I-am urmărit creația și, sigur, în câteva cuvinte aici nu poți cuprinde, dar aș vrea să punctez un lucru. Mihai Ciobanu face parte din cohorta artiștilor, cântăreților, care are repertoriu. Mihai Ciobanu nu cântă lucruri necoapte. Dacă cândva s-a crezut că folcloric înseamnă primitiv, uite că vine Mihai Ciobanu și ne convinge că folcloric înseamnă filozofic, șlefuit, adânc. A cântat, cântă din textele marelui Vieru. O colaborare fantastică cu excelentul nostru, dragul nostru poet, cu Vasile Romanciuc. Dragă Mihai, te-am urmărit la, mi se pare că în sala sportului la București, la jubileul lui Benoni Sinulescu, am văzut cum te-a aplaudat atunci sala și m-am gândit că există, cum există două Moldove, așa există două Românii. Există o Românie care cântă englezește și există o Românie care cântă românește. Tu ești o voce de aur a acestei Românii autentice. Tu nu mai ești un cântăreț provincial. Și această Românie autentică nu este păzită de trupele NATO, dar acolo, spre Ungaria, este păzită de un Nicolae Sabău. La nord, această Românie e apărată de Sofia Vicoveanca. Aici, la Nistru, e apărată de tine, de cohorta, o armată întreagă de cântăreți care ați reabilitat folclorul, al păstrați. Și ce îți doresc eu? Să ajungi la o vârstă, să fii bătrân, bătrân, să fii uscat ca o stafidă și eu să vin la dumneata cu o floare, zic eu sunt. Frumoase cuvinte. Ai, să știi, Moldova te admiră, Moldova te iubește.
Ai nepoți, ai 60 de ani, ai Ordinul Republicii, ce-ți mai trebuie? La mulți ani! Multă sănătate trebuie să... Domnule Danilă, dumneavoastră, în calitate de președinte al Uniunii Muzicienilor din Moldova, pe ce treaptă a tezaurului muzicii populare poate l-ați plasa pe domnul Ciobanu? Poate îmi vine cel mai greu să vorbesc despre treptele lui Mihai Ciobanu, pentru că aici în studio și uitându-mă la Mihai, îmi amintesc cei peste 40 de ani în urmă, când am făcut cunoștință în formații de muzică ușoară, care, muzică populară, care abia începeau să se nască la noi, după Isidor Burdin și prin Dumitru Blăjinu, au început să crească niște interpreți de mare valoare astăzi și instrumentiști, aș număra pe mai mulți. Printre aceștia a fost și Mihai Ciobanu, eu fiind un clarinetist în formație de 15-16 ani, probabil. Ei bine, s-a întâmplat că am apucat alte cărări pe urmă, Mihai rămânând fidel muzicii populare, folclorului nostru, rămânând fidel artei care se va păstra, probabil, nu zic că unica, dar din ceea ce se mai poate păstra în țara noastră, se va păstra pentru totdeauna. Și ce aș vrea să-i doresc lui Mihai, de fapt și mie tot, să aibă posibilitatea ca odată la 3 luni, hai să fie odată în jumătate de an, să aibă un charter, un avion, ca să poată zbura și peste ocean și la capătul Europei, să-și vadă copiii și nepoții. Aș împrumuta avionul ăsta de la tine, Mihai, cu drag, și eu cam sunt în situația ta. Mulți ani, sănătate! Domnule Danilă, dar pentru un interpret, muzica, de exemplu, nu are nevoie de viză și de hotar, așa cum muzica domnului Ciobanu și fără charter ajunge peste ocean și în Portugalia. Am fi vrut chiar fizic să fim noi acolo, să le cântăm, nu cu CD-ul, dar pe viu, live. Aplauze pentru domnul Ciobanu, care este omagiat în această seară, interpretul neobosit și mereu în căutare de frumos. După cum am spus, Mihai Ciobanu este și un pic romantic, de aceea vrem să auzim și o romanță în această seară de la dumnealui. Să nu se vadă rana, mi-am pus pe ea o floare, dar rana și sub floare rămâne rană, doare. Dar rana și sub floare rămâne rană, doare. Of, inimă, inimă, mi-am pus o floare albă, mi-am pus o floare vie, dar ea s-a prins în rană și crește sângerie. Dar ea s-a prins în rană și crește sângerie. Of, inimă, lucrează albina-n floare, albina strânge mierea, depozitând în faguri lumina și durerea. Depozitând în faguri lumina și durerea.
se vadă rana, mi-am pus pe ea o floare. Dar rana și sub floare rămâne rană, doare. Dar rana și sub floare rămâne rană, doare. Of, inimă, inimă. Of, inimă, inimă. O melodie frumoasă în această seară frumoasă de aniversare. Melodiile lui Mihai Ciobanu, cum am spus și mai devreme, nu au nevoie de viză pentru a trece hotarul. Dumnealui a cântat și peste ocean, a cântat și în țările CSI, dumnealui a cântat în Europa, chiar și în Japonia, iar din 1990 a efectuat mai multe turnee în România, acolo unde muzica populară este la ea acasă, acolo unde Mihai Ciobanu și-a făcut foarte mulți prieteni, colegi, de ce nu, și în această seară au venit de la Iași Laurențiu Ursachi și Vasile Pohoață. Bună seara și bine ați venit, domnii mei! Bună seara! Ce spune publicul din România despre Mihai Ciobanu? Vreau să vă spun și eu bună seara și să vă spun că sunt fericit că am ajuns aici la Chișinău, am plecat de acasă și am ajuns acasă, cum spunea marele Grigore Vieru. Despre Mihai Ciobanu se pot spune multe lucruri, însă aș vrea să vă spun cuvintele sunt puține pentru a descrie activitatea muzicală a interpretului Mihai Ciobanu. Este un nume de referință în muzica populară din întreg spațiul românesc. Este interpretul care are posibilități tehnice de a interpreta de la cântecul liric, cel doinit, până la cântecul de joc, cântecul de nuntă, cântecul satiric. Mihai Ciobanu conștientizează că are un har primit de la Dumnezeu pe care doar mari oameni îl primesc și îl dăruiesc celor din jur. Ar trebui să fim alături de el, iar cei tineri să-l folosească ca și exemplu. Îi mulțumesc! Astăzi, la acest aniversar, noi cei din Radio Iași ne alăturăm tuturor celor care îl sărbătoresc și îi transmitem un sincer și călduros la mulți ani, sănătate, putere de muncă și să transmită cu cinste și onestitate folclorul muzical mai departe, așa cum a făcut-o și până acum. La mulți ani, Mihai Ciobanu! La mulți ani! Domnule Pocoață, știu că dumneavoastră ați colaborat cu maestrul Ciobanu în mai multe spectacole acolo în România. Așa este. Ne-am cunoscut cu Mihai Ciobanu după Podul de Flori. Sigur că a fost o colaborare extraordinar de fructuoasă, pentru că am reușit și prin acest mod să creăm legături, conexiuni între cele două maluri ale Prutului. S-a vorbit foarte frumos despre Mihai Ciobanu, despre activitatea sa în această seară, în acest moment aniversar, 60 de ani, foarte important acest moment. Cineva s-a exprimat și așa este, Mihai Ciobanu, la vârsta de 60 de ani, are tot ceea ce trebuie unui artist. Ordinul Republicii, pe care l-a primit în această seară, din partea președintelui Republicii Moldova, foarte multe albume de folclor, are două nepoțele, doi copii frumoși. Și un nepoțel abia așteaptă ca să vină. E pe drum. Să dai Dumnezeu să fie sănătos. Să dai Dumnezeu să fie sănătos. Spunea cineva aici cum că în folclor există o adevărată filozofie și așa este, așa este. Folclorul, în general, reprezintă o filozofie pe care puțini sunt cei care pot să o interpreteze. Și cred că Mihai Ciobanu este unul dintre acești oameni. Și dacă tot am făcut referire la filozofie, dați-mi voie să folosesc un citat exprimat, de fapt, vorbe, cuvintele exprimate de un mare filozof, care spunea în felul următor, că din viața omului, primii 40 de ani sunt textul, reprezintă textul, iar următorii 30 de ani reprezintă comentariul. Iată că Mihai Ciobanu
a realizat un text de 60 de ani și să-i dai Dumnezeu încă 60 de ani de acum încolo, cu sănătate, ca să poată comenta cei 60 de ani care i-a prins până acum în buchetul vieții sale. La mulți ani, Mihai Ciobanu! La mulți ani sunt alături de noi colegii și prietenii domnului Ciobanu de la Iași, Laurențiu Ursache. Da, și încă o dată am uitat să mai spun câteva cuvinte, salutările prietenilor de din pe malul drept al Prutului, prietenilor din Iași, Laurențiu Ursache a transmis salutările din partea colegilor de la Radio Iași. Mie îmi revine menirea, rolul de a-i transmite salutările din partea colegilor de la TVR Iași. De asemenea, salutări din partea tuturor prietenilor ieșeni, dar și din partea prietenilor din Moldova, din partea dreaptă a Prutului și din întreaga țară, din întreaga Românie. La mulți ani încă o dată, cu sănătate și cu bucurie! Vă mulțumim foarte mult pentru că ați ajuns în această seară aici la noi și dacă tot am vorbit că astăzi avem și o lansare de CD Rugă pentru noi, propun acum ca să ascultăm această melodie în interpretarea lui Mihai Ciobanu. Fierbinte, te rugăm, Doamne, nu ne uita. Cu ochii lacrimi, cu glas fierbinte, te rugăm, Doamne, nu ne uita. Viața e scurtă, moartea e lungă, din veșnicie ni-i dat așa. O, Doamne, dă-ne ani să ne ajungă, să ne întărească lumina Ta. O, Doamne, dă-ne ani să ne ajungă, să ne întărească lumina Ta. Drum înainte, drum înapoi. Doamne, ferește-ne de căi greșite și dă-ne nouă drumul spre noi. Doamne, ferește-ne de căi greșite și dă-ne nouă drumul spre noi. Ți-aducem imn de iubire, dacă-ni bine, dacă-ni greu. Dă înțelepciune, sfântă unire și nemurire neamului meu. Dă înțelepciune, sfântă unire și nemurire neamului meu. Bravo!
Dragă Mihai, după mare dragoste pe care ți-o poartă moldovenii din Portugalia, ar trebui să vorbesc mai mult. Dar înțeleg foarte bine că astăzi ai alături de tine lume multă, lume bună și fiecare dorește să-ți spune ceva de drag. Din această cauză, din partea noastră, mai puține cuvinte și mai multe sentimente. O îmbrățișare caldă din partea celor câtorva zeci de mii de moldoveni din Portugalia care tare tânjesc după vocea ta și speră să nu-i uiți. Îmi aduc aminte cu multă emoție de splendidul spectacol pe care l-ai avut la Lisabona acum exact 2 ani de zile. Nici nu-ți imaginezi ce sărbătoare frumoasă ne-ai dăruit în acea seară. Eu am avut un motiv mai special să mă bucur, deoarece anume atunci ai interpretat și câteva cântece pe care le cântau părinții mei când erau tineri. Să-ți dea Dumnezeu sănătate multă, să ai grijă de toți cei care îți sunt dragi și apropiați, dar să nu uiți și de tine, să-ți păzești neapărat vocea, care nu este una ca multe altele. După cum zice o vorbă din bătrâni, să trăiești cât trebuiești. Și să nu uiți că din Moldova până în Portugalia sunt doar 5.000 de kilometri. La mulți ani! Dragă Mihai, cu ocazia zilei tale de naștere, comunitatea din Montreal îți dorește la mulți ani. Noi avem o colaborare frumoasă din 2010. Ai fost de fiecare dată atent și ai venit și ne-ai cântat, ne-ai bucurat inima, ne-ai încântat sufletele cu muzica ta frumoasă, cu melodiile tale încântătoare. Noi îți dorim mulți ani, multă sănătate, succese mari, să mai vii și în alți ani, să cântăm împreună, să încingem o horă frumoasă și să ne bucurăm împreună de realizările noastre comune. Nu mă întreabă inima, mult mă întreabă inima, dorul mi de cineva. Domnul Mihai, te salut și în numele tuturor muzicienilor basarabeni din Canada îmi faci o deosebită plăcere să-ți urez la mulți ani, să fii sănătos și noi succese în promovarea și prezervarea creației populare. Nu uita că în Canada ești așteptat și publicul te-a îndrăgit. Te așteptăm mereu! La mulți ani, Mihai Ciobanu! Un mesaj frumos venit din Portugalia, dar și de peste ocean. Aceasta demonstrează că Mihai Ciobanu este iubit și este admirat. Sărbătoarea continuă aici la TV Moldova 1, dar și la Radio Moldova, iar acum vă propun spre vizionare cel de-al doilea videoclip la melodia Când plecam eu la cazarmă. Plecam eu la cazarmă, zău eram fricos, mă temeam chiar și de o frunză ce mișca pe jos. Zău, 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 ce mișca pe jos. Zău, 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 ce mișca pe jos. Domn sergente, țanțoș mare, parcă-i un cucoș, de n-o faci precum îți spune, el te cuncă jos. Zău, 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 el te cuncă jos. Când o-i prind eu la hora din sat, Pelenuța, când o-i prind eu la hora din sat. Zău, 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 la hora din sat. Zău, 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 la hora din sat. Am s-o pun să mă sărute după numărat. Am s-o pun să mă sărute după numărat. Zău, 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 după numărat. Zău, 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 după numărat. Unu, 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 doi, trei. De-a
greșit cu număratul, am s-o sărut eu. De-a greșit cu număratul, am s-o sărut eu. Zău, 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 am s-o sărut eu. Zău, 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 am s-o sărut eu. Și ea tot mai vrea, o sărută regimentul și ea tot mai vrea. Zău, 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 și ea tot mai vrea. Zău, 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 și ea tot mai vrea. Dar în regiment era numai eu și ea. Iar în regiment era numai eu și ea. Zău, 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 numai eu și ea. Când plecam eu la cazarmă, este cel de-al doilea videoclip care a fost lansat în premieră în această seară, producător Stas Blagoslovitu. Ați văzut tinerii de la Academia Militară și One Panic de la Ministerul Apărării, care a organizat toate filmările, care a avut grijă de toate acestea. Dragi prieteni, suntem la acest concert jubiliar și avem aici în scenă niște tineri foarte frumoși. E vorba de fanfara Poliției de Frontieră a Ministerului Afacerilor Interne, condusă de Andrei Florea, cu care domnul Mihai Ciobanu știu că colaborați de aproape 2 ani de zile și nu se oprește aici. Și cred colaborarea că va merge și mai departe. 22, pentru că sunt niște minunați muzicieni și mă încălzesc cu instrumentele lor când cântă. Domnule Ciobanu, dar dacă tot am vorbit de cazarmă, de armată, dacă e să ne întoarcem cu câțiva ani în urmă, câțiva ani, chiar mai mulți, e adevărat că purtați pe atunci fluierul în ciubotă? Da, eu purtam în armată trei instrumente. În ciubotă fluierul, cântam la alt, în fanfara militară, la altul 2 și automat kalașnic în spate. Le reușeați pe toate. Mai rar, sigur că... Dar am impresia că fluierul era mai la îndemână. Da, mai ușurel. Domnul Andrei Florea, care este și conducătorul acestei fanfare, a venit cu o surpriză în această seară pentru dumneavoastră. Stimate maestre, primiți sinceri felicitări din partea orchestrei, să vă aibă și de azi înainte Domnul în pază, să aveți sănătate multă, să aveți putere, ca să puteți bucura inima oamenilor cu cele mai frumoase cântece și melodii ale neamului nostru. Și ca la orice jubileu, am venit și noi cu un cadou, cu acel alt care cântați în orchestră. Asta acum pentru 40 mine. De ani, vorba cântecului, când purtați haina militară și plecați la cazarmă. Mulți ani, maestre! Mulțumesc! E un cadou foarte frumos și mult dorit, așa am înțeles, aici chiar nici este... Nici n-am visat. Muștucul păstrez acasă. Dumneavoastră ați visat la el și cu siguranță își va găsi un loc acolo pe perete, acasă la dumneavoastră. Dar ați vrea ca să-l încercăm? Vă mai pricepeți? Vă mai amintiți cum cântă? Eu nu pot să mă isprăvesc ca acești minunați muzicanți. Îl las. Va veni timpul la 70-80 de ani și voi demonstra, poate, cine știe. Este modest de fire Mihai Ciobanu, ca întotdeauna. Așadar, dragi prieteni, acum vom auzi câteva cântece foarte frumoase, interpretarea lui Mihai Ciobanu și acompaniat de orchestra de fanfara Poliției de Frontieră a Ministerului Afacerilor Interne. Domnișoară, domnișoară, îți amintești, îți mai amintești, când ne-am spus întâia oară, viața-i frumoasă dacă iubești. Când ne-am spus întâia oară, viața-i frumoasă dacă iubești. Erai doar o copiliță, ani ca-n povești, chiar ca-n povești, doi ochi negri și o cosiță, viața-i frumoasă dacă iubești. Doi ochi negri și o cosiță, viața-i frumoasă dacă iubești.
Ne-am scris 10 de scrisorele prietenești, da, prietenești, dar citeam ce scrie în stele. Viața-i frumoasă dacă iubești, dar citeam ce scrie în stele. Viața-i frumoasă dacă iubești. Îți ziceam în vis mireasă, te aștept să crești, te aștept să crești, ștrengărița mea frumoasă. Viața-i frumoasă dacă iubești, ștrengărița mea frumoasă. Viața-i frumoasă dacă iubești. Ce mai drăgușor de fată, iar mă vrăjești, iar mă vrăjești, și sunt ca întâia dată. Viața-i frumoasă dacă iubești, și sunt ca întâia dată. Viața-i frumoasă dacă iubești. Cântă muzica măiastră, ce dragă-mi ești, oh, ce dragă-mi ești. Azi e ziua nunții noastre, viața-i frumoasă dacă iubești. Azi e ziua nunții noastre, viața-i frumoasă dacă iubești. Azi e ziua nunții noastre, viața-i frumoasă dacă iubești. Vreme oare să fi trecut de când eram vrăjiți de aceeași sfântă floare, ascunși de același verde ram. Vrăjiți de aceeași sfântă floare, ascunși de același verde ram. Te chem tăcut, fără cuvinte, pe banca primului sărut. De toate clipele prea sfinte, să ne amintim de la început. Te chem tăcut, fără cuvinte, pe banca primului sărut. De toate clipele prea sfinte, să ne amintim de la început. E mult, ori e puțin de-atunci, când nu deosebeam deloc. Cum noaptea ca un fum se duce, cum zorii vin pe cai de foc. Cum noaptea ca un fum se duce, cum zorii vin pe cai de foc. Te chem tăcut, fără cuvinte, pe banca primului sărut. De toate clipele prea sfinte, să ne amintim de la început. Te chem tăcut, fără cuvinte, pe banca primului sărut. De toate clipele prea sfinte, să ne amintim de la început. E un ceas, o zi, o săptămână,
din clipa când curat ușor am mers ca doi copii de mână pe drum în văzut tuturor. Am mers ca doi copii de mână pe drum în văzut tuturor. Te chem tăcut fără cuvinte pe banca primului sărut, de toate clipele prea sfinte să ne amintim de la început. Te chem tăcut fără cuvinte pe banca primului sărut, de toate clipele prea sfinte să ne amintim de la început. Nu uitați, suntem acasă, avem țară și frumoasă, drag-ni cuibul părintesc. Munte mare, dulce soare, flori albine muncitoare, apă vie în izvoare, ce pământ cam basme are neamul nostru românesc. Munte mare, dulce soare, flori albine muncitoare, apă vie în izvoare, ce pământ cam basme are neamul nostru românesc. De când lumea și pământul, dorul, doina, codrul, cântul, sufletul ni-l povestesc. Are inimă curată, are inimă bogată, visuri ce lumini ne scaldă, oameni buni ca pâinea caldă, neamul nostru românesc. Are inimă curată, are inimă bogată, visuri ce lumini ne scaldă, oameni buni ca pâinea caldă, neamul nostru românesc. Domnul din icoane sfinte, aurul din vechi cuvinte, ne sântrează-n creștinesc. Limba noastră fără moarte ne adună într-o carte, o citește, se-ntărește, o cinstește, dăinuiește neamul nostru român. Limba noastră fără moarte ne adună într-o carte, o citește, se întărește, o cinstește, dăinuiește neamul nostru românesc. Viitorul și trecutul, zic, suntem români și punctum, ca în crezul eminesc. Sunt român și ești româncă, avem rădăcina adâncă, prin iubire și speranță se înalță, se înalță neamul nostru românesc. Sunt român și ești româncă, avem rădăcina adâncă, se înalță, se înalță neamul nostru românesc. Prin iubire și speranță, se înalță, se înalță neamul nostru românesc. Neamul nostru românesc. Mihai Ciobanu și fanfara Poliției de Frontieră a Ministerului Afacerilor Interne, conducător Andrei Florea.
pentru domnul Ciobanu în această seară vom avea încă multe surprize, una vine chiar în aceste clipe. Este vorba de cineva care este foarte dragă, cea cu care a evoluat în mai multe spectacole secundați de Orchestra Rapsoziei Botoșanilor, dirijată de Ioan Cobâlă. E vorba de una dintre cele mai mari interprete de muzică populară, Sofia Vicoveanca. Atenție la ecran! Mihai, astăzi este o zi foarte importantă pentru tine. La mulți ani de ziua ta, bucurii, putere de muncă, sănătate, în primul rând, că e cea mai bună dintre toate. Dumnezeu să te apere, să te ajute în cele ce îți dorești, să te bucuri de cei dragi și liniște sufletească să ai. Da, Domnul, numai bine și pace. Te îmbrățișez la mulți ani! Sofia Vicoveanca a fost cu un mesaj pentru dumneavoastră, domnule Ciobanu. Ați evoluat în mai multe spectacole împreună. Este o doamnă minunată. Este o doamnă, este un exemplu de interpretare, un exemplu, cred că, veșnic pentru toate celelalte generații care urmează. Noi știm că Mihai Ciobanu este un om foarte modest. Cu toate acestea știm că domnul Ciobanu are acasă și o colecție minunată. E vorba de o colecție de clopoței și de farfurioare. Poate ne spuneți mai multe detalii, de unde le aveți? Știu că majoritatea prietenilor atunci când vin la ziua dumneavoastră de naștere știu cu ce cadou trebuie să vină. Eu pot să vă spun de unde m-am molipsit de a colecționa clopoței. Am văzut lucrul ăsta frumos la dragul nostru domnul poet Vasile Romanciuc și am îndrăznit să mă iau la întrecere cu dumnealui și noi ne dăruim unul altuia câte un clopoțel. Nu este un plagiat ăsta. Nu, dar îmi place să învăț. Și a cui colecție este mai impunătoare? Știu că dumneavoastră numără cam vreo 300 de obiecte. Sunt tot una. Nu le-am numărat, dar sunt... Adunate la un loc sunt multe. Dar cel mai important, clopoței e când dau așa sunet, alungă spiritele rele. Și asta e cel mai important și pentru dumnealui, și pentru mine, și pentru toată lumea. Să alungăm spiritele rele și să vizionăm acele imagini, pentru că echipa noastră de filmare a fost la dumneavoastră acasă și a filmat această colecție. Un om minunat, o colecție minunată, o familie minunată, acesta este Mihai Ciobanu, care în această seară și-a adunat aici toți prietenii și toți colegii de scenă. La mulți ani încă o dată, maestre! Iar în minutele ce urmează vin cu cântec de voie bună și colegii de scenă a domnului Mihai Ciobanu, Maria Iliuț, Igor Cuciuc și Natalia Proca. Dragoță, dragoță, ca să
Dă-ne, Doamne, sănătate, restul le-o-mi face pe toate.
mulți ani, surori și frați, verișoare și cumnați. Haideți toți să ne împăcăm, că doar o viață avem. La mulți ani și numai bine, să-l aveți în casă pâine. Copilașii să vă crească, părinții să vă trăiască. De aici până la Iași, tot noi ne-am găsit nănaș. Hai, hai, măritamaș până mâine, n-are șin să mă culune, op, op, op. Că de aici la Chișinău, nostierea să nu mai iau. Că de aici la Chișinău, nostierea să nu mai iau. Că de nunt răsună satul și de-a lungul și de-a latul. De zăstre, op, op, op. Cu verduri și pe nemoi, cum să poartă pe la noi. Hai, hai, ne-am făcut zăstre și țoale, ca să știu între cucoane, op, op, op. Pe toate leață sot eu, colo întâlc la Chișinău. Că mireasa fără zăstre a rămâne de poveste, mireasa care n-adună, numai de povești bună. Făcut casă, of, of, of. Ne-o făcut tata pe bar, casă mare cu cerdac. Hai, hai. Și mamuca mea săraca de trei ani nu-n țarcă vaca, of, of, of. S-aibă cu șefrământa că n-o și la nunta mea. Eu, eu, eu și-mi pare bine că nu-i mireasă gamine. Am și zastră și avere, să vedem și inima șerii. Pune floare în chef, of, of, of. Nu vă mai uitați la mine, am de toate, dar n-am miere. Hai, hai, o să vede, dragii mei, măritatul lui când vrei, of, of, of. Poți să ai casă șevași, fără nire nici nu faci. Lasă că mai am răbdare până la toamna viitoare. Și-ți vedea atunci anuntă ca la noi, cu lume multă. Și-a să aduc așa cum vreau, lăutat din Chișinău. Și dacă n-are să-mi placă, mă mai mărita odată. Au cântat pentru dumneavoastră Maria Iliuț, Igor Cuciuc și Natalia Proca, acompaniați de Orchestra Municipală, condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov. Iar acum, maestre, surprizele continuă în această seară și este alături de noi și primarul de Bujor, domnul Gheorghe Coșleț, satul de la Vatra, căruia dumneavoastră v-ați dus cu sfințenie cântecul în lume. Bună seara, maestre! Am deosebită plăcere de a reprezenta satul Bujor, care este baștina noastră, acei 3600 locuitori care privesc cu dragoste și plăcere acum, la ora aceasta târzie, aniversarea dumneavoastră, acei 60 de ani, 60 de făurari care ne-ați bucurat pe noi toți. Dacă îmi permiteți, voi cita un mic crâmpeu din vorbele, din spusele, din scrisele unui critic contemporan care spune așa: dacă antichitatea a avut un mare cântăreț Orfeu, noi, acei care ne numim români, prin etnogeneza noastră, dumneavoastră sunteți un exemplu viu, adică, într-adevăr, noi suntem români prin faptul că prin talentul și darul care îl purtați și mi-l acordați zi de zi. Cu această ocazie venim din partea întregii localități aducându-vă în dar acest frumos buchet de flori, care din păcate nu sunt din Bujor, sunt din trandafiri. O să-i prefacem în Bujor. Îi prefacem în Bujor. Este
O mică apreciere. Trandafirul s-a lăsat de om îmblânzit, crescut în seră, bujorul nu. Dacă pentru codrii Moldovei bujorul este făcut pentru codrii Moldovei, dumneavoastră sunteți făcut pentru creația, pentru cântecul popular românesc. Vă mulțumim pentru existență. Primarul de Bujor. Și aveți și o pâine. Pâinea de pe meleagurile natale. Mirosul gliei strămoșești. Vă mulțumim. La mulți ani, maestre, mulți ani. Mulți ani și acum, bineînțeles, surprizele continuă. În această seară, domnul Mihai Ciobanu are și un oaspete special și un interpret mult îndrăgit din România, cel care spune că a îndrăgit foarte mult Chișinăul, cel care știe foarte bine cât de bine joacă moldovenii. Este vorba de Fuego. Așa, de cu zor și până seara, că moldovenii joacă bine, zi așa, de s-aude-n toată țara. Păi zi așa, zi așa, să joace toată lumea, zi așa, zi așa, să se audă în țara mea. Zi așa, zi așa, să joace toată lumea, zi așa, zi așa, să se audă în țara mea. Dacă nu-ți dacă-ți stă norocul, că moldovenii joacă bine, zi așa, oh, oh, de s-aude în toată țara. Că moldovenii joacă bine, zi așa, oh, oh, să se audă în toată țara. Păi zi așa, zi așa, să joace toată lumea, zi așa, zi așa, să se audă în țara mea. Zi așa, zi așa, vrei să cânti Vasile S? Zi așa, zi așa, cântă tu Vasia mea. Și orchestra municipală condusă de frații Vitalii și Vasile Advahov. Ne-am convins că moldovenii într-adevăr joacă bine. Și foarte bine, vă mulțumesc. Mulțumesc din suflet. Bună seara tuturor. Dragii mei prieteni, sunt foarte fericit și onorat că în această seară sunt alături de maestrul Mihai Ciobanu la acest ceas aniversar. Îi doresc la mulți ani să fie fericit. Dumnezeu l-a înzestrat cu acest har minunat, vocea aceasta superbă. O voce care a făcut foarte multă lume fericită. Și eu sunt fericit pentru că
Vreau în această seară să-i înmânez un testament al maestrului poet, al maestrului Grigore Vieru. Este un album de artă înnobilat cu poemele marelui nostru poet basarabean român. Trei ani și jumătate poetul a scris pentru mine și în această carte se găsesc toate versurile poetului, dar și versurile compuse pe muzica maestrului Mihai Ciobanu, Casa părintească nu se vinde. Maestre, trebuie să vă mulțumesc, pentru că datorită dumneavoastră eu am reușit să-l cunosc și să mă bucur de prezența poetului Grigore Vieru. În momentul în care dumneavoastră mi-ați încredințat să cânt Casa părintească nu se vinde și pentru asta vă mulțumesc din tot sufletul că ați avut încredere în mine și în vocea mea, în momentul acela poetul Grigore Vieru m-a sunat și mi-a spus: Paulică, te sună un creștin din Basarabia nu ca să-ți ceară ceva, ci să-ți dăruiască niște versuri. Te felicit pentru că ai cântat frumos Casa părintească a lui Mihai Ciobanu și de asta te-am sunat să-ți dăruiesc primele versuri. Așa l-am cunoscut pe maestru Grigore Vieru. Vă înmânez, maestre, această carte și aș vrea să vă spun așa. Muzica, vorba poetului, muzica, Doamne, ești chiar dumneata, cel din floare și din stea, muzica va fi veșnică și ea, fiind veșnic dumneata, Doamne, muzica e dumnezeiască, iar Mihai Ciobanu, maestrul Mihai Ciobanu, scrie o pagină importantă a muzicii populare românești pentru românii de aici, dar și pentru românii de peste Prut și pentru românii și românii basarabeni din diaspora. Îi doresc la mulți ani să fie sănătos alături de familia minunată și să nu uite că noi, colegii lui, îl iubim. La mulți ani, Mihai Ciobanu! Fuego! Și dacă tot am vorbit despre Casa părintească care nu se vinde, o melodie pe care ai îndrăgit-o atât de mult, te-aș ruga acum în aceste clipe să o ascultăm împreună în duet cu Mihai Ciobanu. Mulțumim! Ascultați-mă, surori, pe mine și voi, frații mei, ce v-ați pădit. Îi păcat, nu-i drept, nu este bine să vinzi casa care te-a încălzit. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde tot ce este sfânt. Încă vin copii socolinde, nu știu că părinții nu mai sunt. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde pragul părintesc, din atâtea lucruri dragi și sfinte, ochii mamei încă ne privesc. Bani ne-ar trebui la fiecare, toți avem copii și vremea grea, însă cum să vinzi fereastra oare?
cea la care mama ne-aștepta. O vom da și vor schimba lăcate și vor pune și perestre noi. Și trecând pe lângă ea vreodată, va privi ca la străini la noi. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde pragul părintesc, din atâtea lucruri dragi și sfinte, ochii mamei încă ne privesc. Vom pleca și noi cândva din viață, și părinții sus ne-or întreba, ce mai face casa lor cea dragă, cine are grijă azi de ea? Ce mai face casa lor cea dragă, cine are grijă azi de ea? Cu Mihai Ciobanu și Casa Părintească care nu se vinde, o melodie care trezește emoții, iată și micuții aduc flori, da? Treci, treci! Pentru cine sunt florile? Mulțumim! Da, treceți! Sunt flori pentru Mihai Ciobanu. La mulți ani, maestre! Aplauze și pentru Fuego! Mulțumim! La mulți ani, Mihai Ciobanu! La mulți ani! Seara continuă aici la Moldova 1, chiar dacă am trecut peste două ore. Domnule Ciobanu, e seara dumneavoastră, e o seară minunată, împreună cu Orchestra Fraților Advahov, să răsune muzica în această seară aniversară. M-a făcut măicuța vara, măi, măi, să colind lumea și țara, măi, măi, și să am glas ca să cânt pentru omul necăjet. Trai, lai, la, la, lai, 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 la. Vă cânt cânticele mele, să vă mai luați cu ele. Trai, lai, la, la, lai, 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 la. Nu-i în sat o sărbătoare, măi, măi, să nu vin să cânt pe vale, măi, măi. Și nu-i nici o munt în sat, să nu vin să cânt cu drag. Trai, lai, la, la, lai, 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 lai. Cânt cu drag la lumea toată, nu-mi doresc o altă soartă. Trai, lai, la, la, lai, 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 lai. Omul cântă să mai uite, măi, măi, de necaz și gânduri multe, măi, măi. Dacă n-ar fi dragostea, ar muri toată lumea. Trai, lai, la, la, lai, 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 lai. Toată lumea pe pământ și n-aș avea cui să cânt. Trai, lai, la, la, lai, 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 lai. Thank you.
voi cânta și voi petrece, măi, măi. Vrei, nu vrei, dar viața trece, măi, măi. Și-oi cânta și zi și noapte, gândurile nu mor bate. Trai, lai, la, la, lai, 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 la. Voi cânta noapte și zi, cât pe lume voi trăi. Trai, lai, la, la, lai, 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 la, lai, la. Vă cânt cânticile mele să le aveți de mângâiere. Lai, lai, la, la, lai, 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 la. Când cu drag la lumea toată, nu-mi doresc o altă soartă. Lai, lai, la, la, lai, 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 la. Cântă muzica, măi, în toată duminica, măi, măi. Oră mai frumoasă nu-i, măi, în mijlocul satului, măi. Frumos cântă muzica, măi, în toată duminica, măi, măi. Oră mai frumoasă nu-i, măi, în mijlocul satului, măi. Drag mijiocu, arză-l focu, tai-la, tai-la, da-da, și mândra bat-o norocu, tai-la, tai-la, da-da. Drag mijiocu, arză-l pala, hai și curița mândrii sara. Mă întreabă lumea-n sat, măi, jocul și nimă învățată, măi, măi. Drag mijiocu, mărunțel, măi, de când era mititel, măi. Mă întreabă lumea-n sat, măi, jocul și nimă învățat, măi, măi. Drag mi jocul, mărunțăl, măi, de când eram mititel, măi. Când eram copil în fașă, dai la, dai la, da, da, m-o închis măicuța-n casă, dai la, dai la, da, da. M-o lăsat mama dormind și m-o găsit tropăind. Scrip căraș cântă mai tare, s-audă mândrile-n vale, măi, măi. S-audă și mândra mea, măi, să vii la joc și ia, măi. Scrip căraș cântă mai tare, s-audă mândrile-n vale, măi, măi. S-audă și mândra mea, măi, să vii la joc și ia, măi. Haideți, fetelor, la joc, dai la, dai la, da, da. Jocul va duce noroc, dai la, dai la, da, da. Și noroc și sănătate, să vă mărităm pe toate. Rău-i pare, nu știu cui, măi, că-i joc mândra dumnealui, măi, măi. Dar n-are de ce să-i pară, o joc numai într-o seară. Rău-i pare, nu știu cui, măi, că-i joc mândra dumnealui, măi, măi. Și n-are de ce-i părea, măi, o joc pe-a lui și-o las pe-a mea, măi. Hai, scrie căraș, cântă mai tare, dai-la, dai-la, da-da, s-audă mândrile-n vale, dai-la, dai-la, da-da, s-audă și mândra mea, dai-la, dai-la, da-da, să vii la joc și ea, dai-la, dai-la, da-da. Drag mijiocul, oază-l focul, hai și mândra bat-o norocul. Drag mijiocul, oază-l para, și gurița mândrii sara, uite, uite așa, mă. Viață frumoasă mai ești, n-aș vrea să mă îmbătrânești, mă. Viață frumoasă mai ești, n-aș vrea să mă îmbătrânești, mă. Aș vrea să rămân așa, să mă iubească mândra, măi, măi.
aș da bani, aș da avere, să stau cu mândrele mele, măi, măi. Tinerețe, floarea mea, nu te-aș da la nimeni, mă. Tinerețe, floarea mea, nu te-aș da la nimeni, mă. Nu știu cum să fac mai bine, să nu te duci de la mine, măi, măi. Aș da bani și-aș cheltui anii să-i pot amăzi, măi, măi. Pe drum merg pe cărare, bătrânețea-mi iese-n cale. Merg pe drum, merg pe cărare, bătrânețea-mi iese-n cale. Eu mă ascund să nu mă prindă, e tot de să mă cuprindă, măi, măi. Eu mă ascund să nu mă prindă, e tot de să mă cuprindă, măi, măi. Tinerețe, haine scumpe, n-am crezut că le-oi mai rupe, măi, măi. Bătrânețe, haine grele, n-am gândit vor fi la mele, măi, măi. Iubește viața, iubește muzica, iubește tot ce e frumos. Are o familie minunată, o soție grijulie, copii ascultători, nepoți, un public mereu setos de melodiile sale. Este maestrul Mihai Ciobanu. La mulți ani, maestre, și să dea Domnul să ne auzim și la 100 de ani. Cu părere de rău, aici timpul rezervat acestei serii spectaculoase a ajuns la final. Vă mulțumim tuturor și vă dorim o seară frumoasă! O chincuță de bursuc, mult de dragoste, ajută!